Hello, my fellow shinobi! Ieri a apărut capitolul 59 din Boruto Manga și ne apropiem încet încet de timeskip. Titlul capitolului 59 este Cavaler și o să vedeți că acel cavaler despre care se vorbește este un nou personaj foarte interesant ce are un rol protectiv pentru Eida, dar asta imediat după intro. Avem parte de un nou personaj în Boruto, dar și de noi oferte din partea Eneba. Scapă de plictiseală cu unul din jocurile propuse de ei, care se pare că se vând ca pâinea caldă. Deja nu mai sunt coduri pentru Battlefield 5, dar aveți Tarkov, Dungeons & Dragons, Minecraft și altele. Au în continuare oferta cu jocuri medievale și colecția MMORPG, iar dacă doriți prețuri bune pentru Xbox, PlayStation sau Nintendo, nu vă faceți griji, le găsiți și pe Eneba. Iar dacă folosiți codul la mișto, veți obține o reducere de 3%, chiar dacă jocul respectiv este deja redus. Multă baftă, sper să vă bucurați de reduceri. Primul panou începe cu o scenă în care Kawaki își aduce aminte de cât de invidios era Code pentru că Ishiki l-a ales ca recipient pe Kawaki. Încă de când era copil, Code era mult mai puternic decât Kawaki și singurul motiv pentru care nu l-a ucis era pentru că Ishiki l-a ales ca recipient. Imediat ce se trezește din coșmarul respectiv, vă aduc aminte că în capitolul 56, după lupta cu Ishiki și reîntoarcerea în Konoha, Amado i-a refăcut mâna lui Kawaki și acum arată exact ca înainte, nu mai are nevoie de chakra lui Naruto pentru a o folosi. Îi spune lui Amado că l-a visat pe Code, care l-a apostrofa și se plângea că el nu a fost ales ca și recipient, nu a fost un bun recipient, Kawaki în schimb bucurându-se că a scăpat. Dar din păcate Amado îi dă lui Kawaki o veste destul de proastă. Încă este recipientul lui Ishiki. Acest lucru nu se va schimba niciodată. Deși sufletul lui Ishiki a fost stins, astfel eliminând orice șansă ca el să intre în posesia corpului lui Kawaki, asta nu a schimbat cu nimic faptul că a rămas recipientul său. Kawaki, speriat și nervos, îl atacă pe Amado, care îi spune că în continuare corpul lui Kawaki rămâne otsutsukificat și că ar trebui să accepte acest lucru pentru că asta este de fapt realitatea lui. Planul lui Kawaki de a implanta karma lui Boruto în Code nu e rău, pentru că dacă ar funcționa, Boruto s-ar putea folosi de corpul lui Code pentru a învia, astfel salvându-se, Code dispărând în acest proces, lucru benefic pentru Kawaki. Dar totuși, deși Code este imperfect ca și recipient, are deja o karma, deci este neclar dacă mai poate fi implantată încă o karma și, în plus, dacă reușește, Boruto nu va putea fi înviat până când corpul lui Code va fi complet otsutsukificat sau, eu aș spune, borutoficat aici, pentru că astfel Code va trebui să devină recipientul lui Boruto. În plus, Code nu o să stea să aștepte, el o să încerce să-i omoare pe toți pentru a răzbuna moartea lui Ishiki, deci în teorie poate suna bine soluția cu implantul unei karme în Code, deci practic va fi un plan foarte dificil. Pentru a-l proteja pe Hokage, Kawaki va avea nevoie de mai multă putere, iar planul lui Amado este unul destul de interesant, dar care îl stresează pe Kawaki. Problema e că pentru a-l ajuta pe Naruto, care l-a pierdut pe Kurama în capitolul 54, care sigur va pierde lupta cu Code, chiar dacă Code are limite setate la puterea lui enormă, Kawaki va trebui să restabilească karma cumva. Având în vedere că Ishiki a dispărut și nu mai există riscul să învie în corpul lui Kawaki, nu vor mai fi efecte secundare dacă îl va lăsa pe Amado să-i creeze o karma nouă. Kawaki, în gândul lui probabil, este conștient că asta ar fi printre singurele lucruri care îl pot ajuta pe Naruto, doar că în fața lui Amado intră în perioada aceea de negare, pentru că atâta timp cât a avut karma, a avut numai perioade de suferință și la el puterea ce vine cu ajutorul karmei îi aduce doar suferință. De aceea, pentru moment, Kawaki hotărăște că e mai bine să plece și să se gândească dacă e bine sau nu să-și refacă karma. Noi știm că după timeskip, Kawaki clar o să aibă karma pe care o va folosi în lupta cu Boruto, deci în lupta aceea, Kawaki o să fie probabil otsutsukificat 100% și probabil că și Boruto la fel, karmele lor vor rezona și sper ca în cazul lui Boruto să obțină un fel de pace cu Momoshiki, pentru că băiatul nostru Kawaki nu o să mai aibă stres de apariția lui Ishiki. O să fie acea karma specială. Între timp, în burlogul lui Boro se întâmplă lucruri foarte interesante, pentru că Eida este o gură spartă și povestește lui Code despre discuția întreagă dintre Kawaki și Amado. Eida încercând să-i propună lui Code să-l cruțe și pe Naruto de dragul lui Kawaki, dar se pare că acest lucru este imposibil pentru că Naruto i-a omorât zeul pe care Code îl adora atât de tare. Faptul că a hotărât să-l cruțe pe Kawaki a fost doar de dragul Eidei, dar Naruto este ținta sa numărul 1. Într-un final, Eida înțelege, dar îi spune lui Code să facă în așa fel încât Kawaki
Kawaki să nu știe că și ea este implicată, pentru că astfel se va sfârși o altă presupusă iubire a ei. Deși Code vrea să sară la bătaie, iar boșorogul ăsta încearcă să-i dea afară din vizuina lui Boro, pentru că sunt foarte periculoși, Eida gândește limpede, spunându-i lui Code că ar fi bine să nu se grăbească, pentru că Naruto și Kawaki în acest moment sunt foarte bine protejați, iar cele 5 națiuni îl vânează pe Code, deci nu le rămâne decât să aștepte o oportunitate pe care ochii Eidei o vor observa. Acum, avem și o denumire pentru ochii Eidei, este vorba despre Senrigan, care înseamnă clarviziune. Abilitățile acestui dojutsu îi conferă utilizatorului un sentiment de clarviziune, permițându-i să vadă pe scurt timp în viitor, făcându-i capabil să anticipeze cu ușurință care va fi următorul atac al inamicului și cum să-l contracareze. De asemenea, uneori își pot vedea camarazii când mor, ceea ce le permite șansa de a preveni moartea acestora sau de a avertiza în avans, în funcție de cât de dezvoltat este ochiul, fie că este vorba de etapele inițiale sau mai avansate, determinând cât de departe poate fi văzută înainte de recunoaștere. E posibil să discutăm într-un videoclip separat despre Senrigan, pentru că este un dojutsu pe care îl avea clanul Tsubasa din universul Naruto. Problema ei idei ar fi că are doar această superabilitate și nu s-ar putea apăra de Boruto sau Kawaki, ei fiind singurii pe care ea nu-i poate controla, nefiind capabil în luptă, putea folosi decât taijutsu simplu. De aceea ea alege să fie ochii și urechile lui Code, în timp ce acesta va fi cavalerul ei. Code face un lucru până la urmă firesc, pentru că o întreabă pe Eida ce va face în cazul în care Kawaki încearcă să o ucidă. Mai ales pentru că este posibil să fie și singură cu Kawaki. Și ea dezvăluie că mai are un cavaler, deci încă o persoană care dacă nu ar proteja-o, ar putea să o și ucidă. De ce ar ucide-o cineva pe Eida? Păi este foarte periculoasă. Poate să vadă trecutul, prezentul de oriunde vrea ea, dar și puțin din viitor, poate anticipa și formula planuri strategice în perfectă cunoștință de cauză și de aceea ar trebui să fie cel puțin controlată. În timp ce Kawaki se gândește la ce a spus Amado, se întâlnește cu Shikadai, la care se răstește din cauza sătenilor mai mult, care mai târziu îi spune că nu trebuie să bage sătenii în seamă, chiar dacă ei au impresia că a fost vina lui Kawaki pentru că Ishiki a venit să atace Konoha. Îl asigură că aici este casa lui și că inclusiv Naruto este omul care l-a acceptat, deci nu ar trebui să-și facă nicio problemă. Sumire vorbește cu Amado despre karma lui Code, care este comparată cu ușa unei case. Kawaki fiind de fapt casa, sufletului și chiar fi proprietarul casei, dar neavând ușa, nu ar putea intra în casă. Între timp, sufletul lui Ishiki a fost stins, deci, deși nu mai are acces la ușă, casa lui încă există, iar în casa respectivă, puterile lui Ishiki sunt latente. Deși nu ar putea să creeze el o karma de la zero, pentru că ar fi mult prea complicat, o ușă pentru a putea accesa puterile lui Ishiki ar putea să facă. Code este dovada clară că, deși karma lui funcționează, nu este și nu a fost niciodată un recipient bun pentru Ishiki, dar tot poate folosi karma sub formă de armă, care este un bun de preț enorm pentru un războinic. De aceea, pentru că Ishiki nu mai este, Kawaki nu ar mai avea niciun efect secundar al karmei, deci ar trebui să insiste pentru recuperarea ei, mai ales având în vedere pericolele ce apar din cauza lui Code. Sumire îl întreabă pe Amado dacă sigur nu există și un alt motiv pentru care vrea să restaureze karma lui Kawaki și la cum se uită Amado, trebuie să recunosc faptul că și mie mi se pare puțin cam ciudat la cât de mult insistă pentru recuperarea karmei lui Kawaki. A sosit momentul să mai vedem un cyborg, care se pare că în afara celor din familia Otsutsuki, ar fi și el capabil să o ucidă pe Eida. Boșorogul eliberează persoana din capsulă, Code crezând că este de fapt o capsulă goală, dar se trezește cu un puș din spate care îl ceartă și îl întreabă ce este el pentru sora lui. În acest timp, Eida îi spune lui Code că în locul său nu l-ar ataca pe fratele ei mai mic. Ăsta micul e foarte simpatic pentru că îi spune sorei sale că marele Code este de fapt bun de călărit. Pe bune, așa zice. Deci, practic, puștiul își dă acordul să-l călărească pe Code. Eida îi spune să se dea jos de pe Code pentru că este doar un prieten, dar micuțul îl apostrofează pe Code că dacă nu e serios cu sentimentele sale pentru Eida, îl va măcelări. Între timp, vin și restul paznicilor care aflând că, de fapt, Code și ceilalți sunt responsabili pentru moartea prietenilor lor, sar la bătaie, deși boșorogul îi atenționează să nu vină, că îi vor omorî și pe ei. Ei bine, acesta a fost momentul ales de Kishimoto pentru ca Daemon, fratele mai mic al Eidei, să ne arate cât de ușor îi învinge și ce putere interesantă are. Daemon este capabil să reflecte atacurile inamicilor, iar când intenția acestora de a ucide este și mai puternică, va avea loc o reacție și mai puternică și instantă din partea lui.
Da, fetelor, nu este Damon Salvator, dar puștiul este la fel de simpatic. Nici nu a apucat tipul ăsta să scoată sabia din teacă pentru că i-a căzut capul de pe ume, ca și secerat. Ada îl atenționează pe Code și îi spune să aibă grijă să nu-l atace pe Damon pentru că reacția lui va fi instantă, Code fiind uimit de acest puști grozav. Mi se pare destul de aiurea că există astfel de androizi cu puteri mai mari decât personajele principale. Bine, mă refer la Naruto și Sasuke, ce nu mai sunt neapărat personajele principale în seria Boruto, dar sunt niște personaje ce au avut mult de muncă până au ajuns la acel apogeu al puterii, în timp ce Amado, folosindu-și creierul lui mare și deștept, creează din nimic sau din niște simpli oameni niște personaje care nu numai că nu știu ce înseamnă a fi un shinobi, dar sunt counter perfect pentru orice alt personaj principal din serie. Cam exagerat, dar tot îmi place seria Boruto, dar sunt curios voi ce părere aveți. Ada îl prezintă în mod oficial pe fratele ei mai mic, ca fiind celălalt cavaler protector al ei, care o va ajuta fără doar și poate. Sumire între timp îi spune în continuare lui Amado de ce i s-a părut că a fost ciudat felul în care a avut grijă de Kawaki după întoarcerea premergătoare luptei cu Ishiki, dar Amado, fiind supărat că Sumire nu l-a lăsat să obțină mai multe informații, o acuză că nu e în stare să înțeleagă ce înseamnă strategia și o face proastă, cam dur. Nu? În ultimul panou, Kawaki stă pe statuia lui Naruto și contemplează ideea de a restabili karma sa pentru a-i proteja pe cei la care ține, astfel echilibrându-și gândurile și luând cea mai bună decizie pentru toți. A fost un capitol super interesant, eu de acum mă întreb care va fi rolul lui Damon după timeskip, ce se va întâmpla cu Ada și cum vor interacționa cu eroii noștri, Boruto și Kawaki. În primul rând vreau să mulțumesc membrilor pentru sprijin. Mihai, Repicu, Robert, Young, Alex, Rareș, Namic, Alefalex, Baby, Chinezu, Florin, Mihai, Epic, Roberto, Aul, Jäger, Iosef, Shitonboy, Atom, Mihai, Talia și Prink. Dar și vouă pentru că v-ați rupt din timpul vostru prețios pentru a urmări acest video. Pa!